Prezentarea, după cum știți din program, are loc în două bucăți a domnului doctor Cătălin. Este vorba despre prezentarea despre femei și despre bărbați. Vreau să vă spun că dacă cumva îi vedeți sacoul roz pe care îl are, se potrivește cu prezentarea pentru femei. Numai că la prezentarea pentru bărbați noi avem albastru și ghiciți, pantalonii îi are albaștri. Așa că dacă nu o să-l vedeți decât pe partea roz, probabil la prezentarea pentru bărbați va trebui să stea un pic invers, în cap să putem să-i vedem pantalonii albaștri. Nu mai lungesc, că deja am depășit timpul decât cu o jumătate de oră. Vedem cum ne putem recupera în timp. Dau mai departe legătura în studio, domnului doctor, în studio alăturat. Aveți cuvântul. Ok, acum. Bună seara și bine v-am găsit. Mă bucur să fiu aici din nou, mai ales că se împlinesc 4 ani de zile, că sunt chestul sonor. Da? Atunci stai să-l închid eu. Sonorul. Sonorul alert. Asta. Da, acum. De mai multe ori am aruncat, ca să spunem așa, această pastilă, să putem să vorbim și din perspectiva celor două polarități, bărbat-femeie, pentru că, așa cum știm, întregul univers e caracterizat de aceste două polarități, yin-yang, feminin-masculin, zi-noapte, contracție, relaxare. Emil a fost până acum în starea de contracție, acum intră în starea de relaxare. Mi-a dat mie, gata. Și am vrut cumva să putem să privim și mai profund despre acest principiu al polarității, care este de fapt fundamental la nivelul întregului univers. Și nu am intenția ca în seara aceasta să pot să vă explic lucrurile atât de complexe și de frumoase ce fac parte din structura feminină, pentru că încă le caut și eu să le înțeleg și nu cred că a găsit cineva încă să le explice cu adevărat. Probabil că doar Bunul Dumnezeu le știe, dar nu degeaba se spune că femeia este un etern mister. Un lucru bun, de altfel, pentru că ne ajută, ne incită, ne stimulează, cel puțin pe noi, bărbații, să căutăm în continuare și să realizăm acest proces de transformare care este atât de important pentru bărbați, o să vorbim despre aceasta. Începem cu o prezentare oarecum comună, atât pentru femei cât și pentru bărbați. De ce? Pentru că perspectiva din care aș vrea să vedem noi această polarizare este perspectiva etapelor vieții noastre, caracterizată de o anumită evoluție, să spunem, hormonală în interiorul nostru. Pentru că, să știți, foarte mulți cercetători s-au aplicat asupra acestor studii hormonale, în sensul că i-au observat că în funcție de etapele vieții noastre, noi începem să manifestăm sau să secretăm în ființa noastră anumite tipuri de hormoni diferite și calitativ și cantitativ, atât la femeie cât și la bărbat. Unii din acești hormoni sunt similari, unii sunt totuși diferiți. Și ca să înțelegem mai ușor, de fapt, acest parcurs, acest demers de care vă spuneam, o luăm cu ceva drăguț și plăcut, de care ne amintim sau chiar suntem în aceste etape, și anume această evoluție a relațiilor de cuplu, pentru că, de fapt, aici dinamica
hormonală este extrem de intensă și foarte bogată, ca să spunem așa. Și în această dinamică, de fapt, noi putem să ne cunoaștem cu adevărat ceea ce se petrece ca și mecanism interior. Și astfel, înțelegând, de fapt, aceste etape, noi putem să înțelegem de ce, de multe ori, am vrea, de exemplu, să fie ceva, dar este altceva. De exemplu, cunoaștem pe cineva, am vrea să avem o relație extraordinară, poate o poveste fără sfârșit, dar lucrurile nu se petrec așa. Am vrea să avem o relație care să fie extraordinar de frumoasă, fie cu partenerul sau partenera de cuplu, fie cu colegii, eventual, dar nu se petrece acest lucru pentru că intervin diverse schimbări de situație și în loc ca noi să fim etern fericiți, ne trezim că nu este chiar așa. Și atunci să înțelegem puțin dinamica noastră. Și încep cu acel moment în care noi începem să ne dorim. Să căutăm să fim, de exemplu, într-o anumită relație. Și la un moment dat se petrece ceva în interiorul nostru. Vedem pe cineva care este pentru noi luna de pe cer, cum se zice, sau soarele de pe cer, și în ființa noastră încep să se producă niște modificări foarte intense. Ne îmbujorăm, ne bate inima mai tare, activitatea metabolică a noastră interioară începe să se modifice, deja preocupările care le aveam până atunci trec pe plan secundar, apare ca și cum dintr-o dată lumea începe să devină roz, mai roz decât este chiar sacoul. Simțim că oamenii sunt mai frumoși, că ceea ce era rău, greu, angoasant, nu știu unde a dispărut. De ce? Pentru că în ființa noastră, în momentul în care noi sesizăm o anumită persoană care corespunde din anumite perspective și fizice, biologice, dar și din punct de vedere subtil, corespunde cu anumite, sau mai bine zis, răspunde anumitor aspirații sau cerințe ale noastre interioare, atunci se declanșează în organismul nostru secreția unui hormon, feniletilamină. Este un hormon foarte special care este secretat de către glanda pituitară din hipotalamus și dintr-o dată ființa respectivă, să zicem ea este Ileana Cosânzeana și transformă prin autotransfigurare pe subiectul respectiv în făt frumos sau invers, e făt frumos și ea se transformă în Ileana Cosânzeana. De ce? Pentru că ceea ce face de fapt acest hormon la nivelul creierului este să genereze niște reacții fiziologice, deci în interiorul întregului organism, la nivelul inimii, modifică contracția, modifică difuzia sângelui, la nivel pulmonar, la nivelul tiroidei, la nivelul ovarelor sau uterului, sau la nivelul testiculelor, la nivelul sistemului digestiv, deci se modifică inclusiv digestia și multe alte reacții se produc în organismul nostru, încât e ca și cum, dintr-o dată, acest hormon, chiar a fost studiat reacțiile pe care le dă acest hormon în organismul nostru și la nivelul creierului, apare exact acea stare pe care o ai atunci când iei anumite droguri psihoedelice, ca să spun așa, în sensul că întregul organism, întreaga ființă, atât structura fizică, dar și structura subtilă, se trezește. Se trezește acea, se dinamizează structura mentală, se dinamizează structura emoțională și se dinamizează inclusiv structura fizică. Și de aceea, de multe ori, în perioada când suntem îndrăgostiți, dormim foarte puțin, lipsa de somn nu este nicio problemă,
Dacă în mod obișnuit ar veni șeful și ne-ar zice, vă rog, 2 sau 3 zile să dormiți o oră pe noapte, că avem mult de muncit. A, este cumplit. Dar când te îndrăgostești și stai nopții în șir cu persoana respectivă și dormi o oră pe noapte, mănânci foarte puțin, masa e undeva pe locul 15, în mod obișnuit, dacă ar veni cineva și să zice, știi, azi nu mănânci decât seara la ora 8 și atunci ceva pe fugă, aoleu, ce reacție am avea. Pe când în zilele respective nu are nicio importanță. De ce? Pentru că această secreție de fenilatilamină generează în organismul nostru, atât în structura fizică, dar vă spuneam și în structura emoțională și mentală, generează niște reacții care compensează, dintr-o anumită perspectivă, compensează toate cele lucruri pe care noi le-am fi făcut pentru organismul nostru. Și evident că feniletilamina nu hrănește stomacul, nu va hrăni intestinul, nu va hrăni pancreasul, are nevoie de hrană în continuare, dar susținerea, pentru că există o susținere emoțională și mentală foarte mare, va compensa într-o anumită măsură acest lucru. Ce marchează, de fapt, acest hormon? Marchează, de fapt, începutul unor anumite transformări în ființa noastră, care ulterior e un fel de început de drum, o energie a începutului, care ulterior va duce către ceva. În ce va duce, depinde foarte mult de noi. Evident că atunci când noi începem această stare de îndrăgostire, acest drum într-o relație, evident că nu este secretată doar feniletilamina. Sunt mai multe. Începe dopamina, începe oxitocina, începe testosteronul. Deci sunt mai mulți hormoni care își încep activitatea. Dar acesta este principal, dintr-o anumită perspectivă, pentru că activitatea lui este cea mai intensă. Și, efectiv, e ca și cum ne duce într-o altă lume, diferită de cea în care noi eram anterior. Și atunci încep procesele interioare. Aceste procese interioare care vor marca această etapă a curtării, cum se zice. Ne curtăm, ne întâlnim, există atracția față de celălalt, atingerile sunt foarte discrete, există dorința interioară de cunoaștere mai mult a celuilalt. Sunt toate aceste fenomene care fac parte din acel ritual, ca să spunem, de curtare. Acest mecanism care se produce prin secreția feniletilaminei s-a studiat că, de fapt, el intră într-o... poate intra sau poate fi categorisit ca intrând, de fapt, într-o fază în care organismul se dinamizează extraordinar de intens și trecând de la acea parte de viață, de zi cu zi, de îndrăgostire, de începerea unei relații, ea poate fi extrapolată, de fapt, cu începutul procesului de vindecare. Pentru că ce se petrece în acel moment? În acel moment, întregul organism intră în o anumită fază, într-un anumit ritm al undelor cerebrale, intră în un anumit ritm al sistemului nervos vegetativ, care înseamnă, de fapt, începutul procesului de vindecare. Deci, cu alte cuvinte, dacă noi am aborda procesul de vindecare, ca și cum am începe o relație, atunci, așa cum, atunci când începem o relație, acest feniletilamina începe să dinamizeze structura ființei noastre și fizică și emoțională și mentală, noi putem să o facem ca o paralelă cu începutul procesului de vindecare. Și atunci, e ca și cum noi angrenăm în procesul de vindecare toate aceste principii foarte puternice și profunde ale structurii fizice, după care implicăm procesele emoționale, implicăm procesele mentale. De aceea, chiar și dintr-un studiu personal, am observat că atunci când noi, sau mă rog, când persoana respectivă care are o problemă de sănătate,
intră în procesul respectiv. Ok, am descoperit, sunt bolnav de nu știu ce boală cutare. Și vine la cabinet și zic că aceasta este boala, aceasta este perspectiva din punct de vedere al bolii în sensul a cauzalității și perspectiva subtilă și acesta este demersul în care tu trebuie să te angrenezi pe toate cele trei planuri. Și anume, fizic, ce mănânci, ce tratament faci, ce administrezi și așa mai departe, regim, alimentația care e necesară, atitudinea emoțională pe care trebuie să o ai și atitudinea mentală pe care trebuie să o ai. Dacă angrenezi cele trei principii, e exact ca și cum tu începi să te îndrăgostești de noua ta viață în care tu trebuie să începi să faci acele lucruri. Și dacă le faci stimulând acest hormon, feniletilamină, atunci efectiv ființa ta va avea această susținere și din perspectiva fizică și emoțională și mentală de a începe de fapt acel proces de vindecare ca un drum al unui om îndrăgostit, ca să spunem așa. Evident că aici intervine în procesul de vindecare mintea, frica și așa mai departe. Când te aduci, când te îndrăgostești, pur și simplu uiți de toate, intri în lumea ta și te duci acolo, orice ți-a spune cineva, mă, dar chiar de ăla, dar n-ai văzut cum e și pentru tine nu există așa ceva. Pentru că intri într-un fel de lume separată, generată de creierul tău, sub acțiunea acestui hormon, feniletilamină. Și deși mulți vin și spun, mă, dar la mine chiar făt frumos, știi că de fapt este așa și așa, nu auzi absolut nimic, trece pe lângă tine, ești în cu totul alt loc. De ce? Pentru că secreția acestui hormon este atât de intensă încât noi nu reușim să-i controlăm efectul asupra creierului. În momentul în care noi facem aceasta în mod conștient în procesul de vindecare, aici este o cheie foarte, foarte specială. Și succesul, procesul de vindecare, aici de fapt se marchează, în începutul procesului respectiv, în intenția pe care o avem, în angrenarea pe care o avem exact în acel moment. Ce face feniletilamina, așa cum vă spuneam, este să genereze în ființa noastră acest elan, dar și această atitudine de a te duce și de a te dărui, de a te arunca în procesul respectiv. Din păcate, studiile pe care le-au făcut cercetătorii a arătat că acest proces susținut de către feniletilamină durează mult mai puțin decât ne-am dorit. Și el trece după aceea în cea de-a doua etapă, în etapa de unire propriu-zisă, în care acolo, dacă nu se fac, nu se continuă pe aceeași linie, biologicul nostru ne duce către un destin sau către un final total nedorit. Deci dacă noi rămânem în natura biologicului, noi suntem programați ca după 2 ani jumate, științific vorbind, suntem programați ca după 2 ani jumate, 3, să se oprească acest proces. De ce? Pentru că după acest moment în care noi suntem sub aura îndrăgostirii, suntem sub efectul feniletilaminei, intră un al doilea hormon în acțiune, care se numește dopamina. Acest hormon este cel care ne împinge la acțiune. El este, de fapt, cel care face această asociere a recompensei. Deci, cu alte cuvinte, ne mobilizează ca să putem să obținem bucuria recompensei. Deci ne dă motivația. Ne scoală din pat dimineața ca să ne ducem să muncim sau să facem altceva care știm că acel lucru pe care îl vom face ne va aduce recompensa, satisfacția, bucuria interioară. Deci, cu alte cuvinte, ne dă motivația interioară ca noi să facem un anumit lucru. Ei, de obicei,
Noi, atunci când facem un anumit lucru, mai ales când îl facem de prima dată, noi îl etichetăm, îi dăm o valoare. Și anume, această acțiune pe care am făcut-o, am făcut-o și mi-a dat bucuria de 10 unități. Și atunci, eu dacă vreau din nou și repet acel lucru și fac acel lucru din nou și din nou, e ca și cum duc la nivel subconștient această informație că lucrul pe care l-am făcut generează bucuria de 10 unități. Și atunci intervine dopamina, care ne motivează să ne sculăm din pat, ne ducem să facem lucrul ăla care ne dă bucuria de 10 unități. Deci, de fapt, ce face dopamina? Preia acele obiceiuri sau acele acțiuni care le sunt înregistrate în subconștientul nostru, datorită fenomenului de asociere, sunt înregistrate ca fiind bune, împlinitoare, bucuroase și așa mai departe. Și vă dau un exemplu că de multe ori această asociere nu este de fapt o asociere care dopamina nu întotdeauna se asociază cu acțiunile care sunt bine asociate. De exemplu, fumatul. Fumatul, cu toții știm, nu e un lucru bun. Dar atunci când noi ne-am apucat, eu nu, dar când cei care fumează s-au apucat să fumeze, au asociat primele dăți când au fumat, au asociat cu o anumită plăcere, o anumită bucurie sau cu o anumită imagine pe care o au creat-o vis-a-vis de ceilalți care îl vedeau fumând ce meseriaș este. Deci, cu alte cuvinte, atunci când noi asociem fumatul cu un lucru bun și repetăm acest lucru de mai multe ori, el se înregistrează la nivel subconștient. Nu știu de ce nu mai sunt pe ecran. Poate știu ce e din studio. Dar oricum, mă vedeți. În momentul în care am repetat acest gest, prima dată când l-am făcut, am fost super meseriaș, cool, m-am apucat de fumat împreună cu prieteni, nu eu, mă refer la alții, împreună cu prieteni ca să arăt ce meseriaș sunt super așa, și am asociat acest gest cu un lucru bun care mi-aduce bucurie. Făcându-l de mai multe ori, se duce la nivel subconștient. La nivel subconștient se asociază cu dopamina. Dopamina după aceea, secretată și ea la rândul ei de către creier, generează în mine motivația să apuc de fumat din nou, pentru că știu că acel lucru îmi face un bine. Îmi generează bucuria de 10 unități. Deci, cu alte cuvinte, s-a asociat dopamina cu acest gest, dar nu s-a asociat cu gestul în sine, ci s-a asociat cu, de fapt, cu asocierea pe care am făcut-o cu acel gest. Pentru că dacă eu, de exemplu, aș genera producerea de dopamină și m-aș așeza pe loc și aș urmări să conștientizez ce face, de fapt, acest gest, atunci mi-aș da seama că asocierea mea este una total greșită. Pentru că eu, în momentul în care secretă dopamina, eu, de fapt, în mod fals mi-asociez acea bucurie a fumatului care a fost atunci la început și care, de fapt, nu mai este acum. Eu nu sunt conștient de ceea ce simt acum în urma secreției de dopamină, ci dopamina mă motivează să simt ceea ce simțeam atunci. Și, de fapt, eu trăiesc într-un fals. Și de aceea mulți sunt care zic, nu pot să mă las de fumat pentru că mie îmi creează plăcere. Nu, să știți că nu vă creează niciun fel de plăcere. Din contră. Dacă ați fi cu adevărat atenți, ați vedea că nu e plăcere. Și dumneavoastră, dopamina vă face să asociați cu lucrul respectiv. Deci, ca să revenim, acesta a fost un exemplu. Dopamina este cea care creează acest program compulsiv. Cu alte cuvinte, crește dependența de plăcere. Și dacă noi am asociat lucrurile rele cu plăcerea, v-am dat exemplu cu fumat, dar sunt și altele, atunci evident că nu va crea această dependență de acele plăceri. Dar dacă noi suntem conștienți de natura acestui mecanism al dopaminei, noi putem să-l controlăm. Și motivul pentru care noi am făcut aceste produse cu extractele din plantuțele pe care le
o să vi le arătăm. De fapt, noi prin aceste plântuțe am urmărit să... Aș vrea să dau share. A, este. Noi am urmărit, de fapt, să aducem prin aceste plante trezirea în organismul nostru și în conștiința noastră a capacității de a controla și de a percepe, de fapt, aceste mecanisme. Înțelegeți? Noi asta vrem să facem cu plantele astea. Noi vrem cumva să luăm genetica noastră pe care o avem, să luăm succesiunea de secreții hormonale, ca să spunem așa, care se petrec în organismul nostru și să le ajutăm de a merge în direcția care trebuie. Pentru că, să vă spun sincer, am studiat din multe perspective și toți cercetătorii spun același lucru. În momentul în care începe o relație, dacă ea merge în mod normal, după 3 ani de zile, 2 ani jumate, 3, ea este programată să se oprească. Și s-a dovedit asta de foarte multe dăți. De exemplu, un animal care se împerechează cu un alt animal, la un moment dat, masculul nu mai vrea să se împerecheze cu femeia respectivă, chiar dacă ea este în călduri, ca să spunem așa. Și a zis, mă, și el, tendința lui este să se uite la alte femele. Și el a zis, mă, hai să facem așa, îi punem pe amândoi într-un spațiu și nu mai există nimeni altcineva. Și atunci, neavând altcineva, el o să se uite tot la ea. Nu. Putea să stea ani de zile acolo, nu mai se cupla cu acea femeie. Era suficient să existe. Și chiar după 10 ani de zile, să apară o altă femeie, se ducea în partea respectivă. De ce? Pentru că biologicul este născut... Am pus la mine. Se vadă tot. Ok. Gata și deci, acest lucru este dovedit științific. Biologicul nostru este astfel programat. Dacă noi urmăm doar biologicul, atunci rezultatul va fi că în 2 ani jumate, 3, noi să simțim în interiorul nostru că vrem să ne separăm. Și cei care rămân, continuând biologicul, dar rămân în relația respectivă, s-a dovedit că rămân pentru că găsesc puncte comune de compromis, găsesc puncte comune de a rămâne călduți și rămân pe orizontală, cum ar veni, prin unul face un compromis, unul face un compromis, rămân pe orizontală și pot trăi 40 de ani tolerându-se din perspectiva unor avantaje pe care fiecare le obține. Ține. Ceea ce este total greșit. Acea relație nu mai va mai fi ascendentă. De ce? Pentru că ei n-au învins biologicul. Ei au rămas în acest biologic. Feniletilamină, care dă starea de îndrăgostire, ăla este făt frumos, nu mă interesează ce spun ceilalți, nici mă interesează cum este de fapt el, de fapt acolo se creează un pătrat, să știți. Este ea reală cu imaginea pe care eu o am despre ea, sunt eu cel real cu imaginea pe care ea ce-o face despre mine, că și ea la fel, eu nu pot să mă îndrăgostesc decât de cineva care are și ea trezită sau, mai bine spus, secretat într-o cantitate suficient de mare acest hormon feniletilamină. Și atunci apare îndrăgostirea reciprocă și noi suntem 4. Eu cu imaginea mea, ea cu imaginea ei. Și atunci aceasta este relația. După un anumit timp, când trece această perioadă de îndrăgostire, noi intrăm deja, începem să interacționăm. Aici, mă rog, sunt niște mecanisme care sunt mult mai complexe, care țin de procesele de transmutare și sublimare, dacă se realizează sau nu, sau de procesele de descendență prin folosirea energiei creatoare într-un scop creator neconstructiv, ca să spunem așa. Și atunci, relația noastră începe să se apropie de cei 2 ani jumate, 3, mulți nu ajung nici măcar până acolo, și apare, așa cum vă spuneam, în la gura humorului, pentru cei care au fost, pentru cei care nu au fost, să vă fie de bine data viitoare, să veniți de fiecare dată când Freeways face ceva. Vă spuneam eu de acel moment de hiatus de 3. Acolo începe hiatusul lui 3, pentru că de fapt este un moment în care dacă noi nu ne schimbăm atitudinea și nu ieșim din acest biologic, atunci se oprește procesul, hiatusul face ca acel proces să se termine și relația s-a terminat. De ce? Pentru că noi, de fapt, suntem programați să urmăm un biologic. Dar ca să trecem și să devenim o ființă umană conștientă, constructivă,
atunci este nevoie să ieșim din acest biologic. Este foarte important asta. Și cum facem asta? Printr-un efort conștient asumat. Dar nu efort de la că trebuie să cari lemne, ci efort în sensul că să înțelegi, să cunoști și să începi să aplici niște lucruri. Noi am făcut aceste produse tocmai în această idee de a ieși din acest biologic care de fapt ne condamnă la ceva care nu vrem. Nimeni nu vrea ca o relație minunată care a început și este extraordinară să se termine după 2 ani jumate, 3. Nimeni nu vrea asta. Dacă e cineva care vrea, înseamnă că ăla nu vrea o relație, de fapt, ci vrea ceva fluctuant. Deci, ca să ieșim de aici, ne trebuie ceva ca să ieșim. Să punem în acel moment al lui 3, de fapt, trebuie să punem în toată această perioadă, ca în acel moment al lui 3, ceea ce noi am încărcat în sistem, să ne ajute să trecem mai departe. Să ieșim din acest biologic care, într-o anumită perspectivă, este condamnabil. Și acest lucru se poate face prin ajutarea organismului cu substanțe naturale, asta folosim noi, pentru a modifica aceste procese, care sunt niște procese, repet, foarte complexe, dar care pot fi modificate. Plecând inclusiv de la această structură hormonală. Evident că acest proces se poate realiza din mai multe perspective, dar aici și acum noi vorbim din această perspectivă, ca să spunem așa, hormonală. Și apare dopamina, ca să revenim la oile noastre. Această dopamină va genera o dorință care va mobiliza o voință și care, în funcție de cum am ales noi, ne va duce într-o direcție sau în alta. Ce este foarte interesant, de exemplu, la dopamină, este că atunci când noi am obținut plăcerea respectivă, ea încetează să se mai producă. Deci, cu alte cuvinte, ea ne motivează să cucerim cetata sau să cucerim femeia. De aceea există în psihologie acest principiu că femeia să nu se lase ușor cucerită, femeia să nu cedeze ușor. De ce? Pentru că bărbatului îi place că și îl va întreține sau îl va ține lângă ea faptul că ea îl cucerește, că el trebuie să o cucerească de fiecare dată. Să știți că nu este chiar așa. Dopamina, într-adevăr, ne face să cucerim cetatea. Și culmea este că, sau mă rog, acceptul ființei respective. Dar ce este curios este că în momentul respectiv, într-adevăr, ea se oprește din secreție. Când ai obținut fructul dorit, ea nu se mai secretă. Culmea, când de fapt atunci ar trebui să se secrete pentru a te ajuta să savurezi ceea ce tu ai obținut printr-o muncă asiduă sau printr-o luptă asiduă. Să știți că dopamina încetează când am obținut lucruri pe care îl doream și nu ne ajută să savurăm și să ne bucurăm de acel lucru. Cu alte cuvinte, dopamina ne motivează să luptăm, să cucerim cetatea, dar să obținem obiectul dorinței, a plăcerii noastre, dar nu ne ajută în savurare. Savurarea ne ajută oxitocina. Oxitocina este cea care ne ajută să trăim starea de tandrețe, de iubire, de mângâiere, de atingere, de a crea cadrul respectiv. Deci vine feniletilamina, ne dă vânt în pânze, cum se spune, ne simțim că totul este al nostru și că putem absolut orice, după care vine dopamina și zice hai la luptă și te pune să lupți și te susține să lupți și îți motivează lupta prin acele asocieri de care vă spuneam. Și când ai cucerit cetatea, intră oxitocina, care zice, acum savurăm. Și ne bucurăm, și ne bucurăm, și ne bucurăm. Evident că la început oxitocina a fost asociată cu, au spus că este valabil doar la femei, și că este un hormon feminin, pentru că el, de fapt, ceea ce trezește în organismul femeii este această calitatea mamei, calitatea de a îmbrățișa, calitatea de a
hrăni, de a lăpta, este, ea oferă inclusiv selecția partenerului. Deci, cu alte cuvinte, oxitocina vine și generează în structura ta o anumită reacție la un anumit partener. Dacă partenerul respectiv se înscrie într-un anumit biologic, emoțional, mental, atunci oxitocina vine și zice, ok, e bun. Dacă nu, atunci zice nu, asta este, nu e pentru mine. Și atunci, oxitocina vine și ne aduce această stare de intimitate. Oxitocina vine și ne aduce starea de iubire, de tandrețe, neapărat că ne aduce iubirea. Iubirea este un alt principiu, dar ne creează cadrul respectiv. Ne ajută să savurăm iubirea din cadrul respectiv. S-a observat, de exemplu, că oxitocina este, ține de fenomenul de empatie. Trezește, amplifică, ca în acele momente în care ea este secretată, să trăim această stare de empatie, de a simți și, evident, de a simți pe celălalt dacă este sau nu potrivit pentru noi, în cazul în care suntem suficient de lucizi și nu am luat-o pe câmpii, cum se zice, și suntem atât de îndrăgostiți încât nu mai vedem și nu mai auzim nimic în jur decât ceea ce vrem noi. S-au făcut chiar studii, mi-aduc aminte, apropo de oxitocină, la ființele cu autism, la persoanele cu autism și s-a observat că administrarea oxitocinei creștea capacitatea lor de empatie și de înțelegere a emoțiilor celor din jur. În studiile pe care ele au făcut, evident că au vrut să vadă ce poate determina, în afara vieții de zi cu zi, ca să spunem așa, ce poate determina în ființa noastră secreția de oxitocină. Și, de exemplu, s-a observat că atunci când, și în special femeile, când se duc și împărtășesc lucruri frumoase sau bune una cu cealaltă și creează această stare de împărtășire, de comunicare, crește oxitocină. Pentru că există această apropiere și inclusiv cea fizică. Dacă, de exemplu, țineți de mână pe cineva, crește, cineva drag, evident, crește cantitatea de oxitocină. Dacă faceți masaj sau mângâiați pe cineva într-un mod tandru și iubitor, crește secreția de oxitocină. Dacă, de exemplu, comunicați, cum vă spuneam, cu cineva și chiar împărtășiți din suflet și există această comunicare sufletească, crește oxitocina. Dacă, de exemplu, faceți o baie caldă, că e cu sare, că e cu spumă, că e cu... crește oxitocina. Deci, cu alte cuvinte, crește această stare de împlinire a sufletului vis-a-vis de, datorită acestei secreții fizice, biologice. De multe ori, și chiar am avut persoane care au venit și știind aceste detalii despre oxitocină, venea și îmi spunea, uite, sunt într-o relație, aș vrea să fie foarte bine, ce aș putea să fac? Le prezentam din perspectiva respectivă și spuneam, uite, unul din lucrurile care ar fi foarte bun este să faci masaj ființei respective pe care iubești și astfel o să vezi că ea se deschide, simte în interiorul ei cum se deschide acest cadru de intimitate și de bucurie, chiar te rog să faci masaj și o să vezi cum e. Sau acest principiu al preludului este foarte important, mai ales pentru femei, pentru că creează exact acest cadru. Se secretă oxitocină în acel moment. Și bărbatul respectiv, știind acest lucru, și zicea, că trebuie să fac? Uite, fă jumătate de oră, este foarte bine. Se ducea acasă, făcea chestia jumătate de oră, pe ceasă și punea ceasă așa, și jumătate de oră făcea masaj. Dacă ea, acest masaj, nu este însoțit de o stare interioară, de dăruire, de bucurie, de a face fericită persoana respectivă, special femeia, fiind foarte sensitivă, simte acest lucru. Că el îl face
Pentru că trebuie să facă, că așa a învățat, că așa i-a spus că e bine și asta va ajuta. Ea simțind acest lucru, se secretă un alt hormon la femeie. Se numește prolactina, care este de fapt un hormon al saturației. Și atunci ce se produce? Respingerea. Cu alte cuvinte, tu vii să secreți oxitocină ca să-i creezi mediul, să se deschide, să se dăruiască, să fie foarte frumos între voi și rezultatul este închiderea ei. De ce? Pentru că ceea ce tu ai făcut, modul în care ai acționat, ea a resimțit acest lucru și a secretat un alt hormon. În loc să se secrete oxitocina, care să o facă super dăruită și plină de iubire față de voi, se secretă celălalt hormon, antagonistul, prolactina, care este de fapt un hormon al saturației și se produce respingerea. De aceea este foarte important, asta aviz bărbaților, dar inclusiv la femei, când vorbesc între ele, când creează un anumit cadru, dacă vreți ca acel cadru să fie cu adevărat constructiv și frumos și să generați cu sinceritate această atitudine de dăruire, de bunăvoință, de umplere și așa mai departe. Pentru că femeia, fiind foarte sensibilă, simte imediat când este înconjurată cu iubire și, într-adevăr, bărbatul respectiv face ceva pentru ea, se secretă oxitocină. Când nu, se secretă prolactina care oprește acel lucru. Cu alte cuvinte, am mai întâlnit chestia asta. Te rog, îi spuneam, fă și tu ceva care îi place ei. E important asta, pentru că dacă tu faci ceva care îi place ei, astfel ea va secreta în interiorul ei acești hormoni și oxitocina și fenilul, astfel încât chiar să se deschide și să puteți să comunicați și să aveți o viață frumoasă. Și el se ducea și spunea, bine, astăzi mergem la film. Știu că îți place foarte mult să mergem la film, mergem la film. Uite, am ales Războiul Stelelor. Deci, cu alte cuvinte, o duce la film, dar merge la filmul care îi place lui. Nu, asta nu merge. Trebuie ca ceea ce faceți pentru femeia sau ființa iubită să fie ceea ce ei cu adevărat îi place. Și atunci se va secreta cu adevărat oxitocina dacă noi facem ceea ce este necesar. Acele momente, vă spuneam, când începe fenil, etil, amină. După aia vine dopamina, după aia vine oxitocina și dacă nu suntem atenți, ne oprește prolactina. Acest periplu al hormonilor este un periplu care ține de biologicul nostru, nu putem să-l negăm. Dar direcția în care duce acest periplu este foarte importantă. Dacă noi dăm o direcție ascendentă, sublimatoare, o să vă fac o poză cu ce îmi desenează Emil acum pe tablă, apropo de ceea ce spun aici, dacă noi dăm relației în care suntem o natură ascendentă și urmărim să ieșim din acest biologic al reproducerii, ca să spunem așa, în care noi trăim doar ca să ne perpetuăm specia, atunci noi cu adevărat putem să facem și lucruri foarte mari și să ajutăm ca această relație să meargă în continuare. Pentru că de foarte multe ori noi întâlnim un om, este extraordinar ființa respectivă, fie că e femeie, fie că e bărbat, întâlnim persoana care ne întâlne, cum zice, când o vedem, am zis că ne împlinește toate idealele. Și culmea este că după un an jumate, doi ani jumate, ne trezim într-o situație în care nu știm cum să mai ieșim și parcă am vrea să fugim mâncând pământul. De ce? Pentru că noi, de fapt, am ascultat doar de biologicul nostru. Și când au fost situații, cum vă mai spuneam de obicei, iubire, am terminat mai repede la servici cu o oră, ce zici, ne vedem? Oh, da, vino, neapărat, oh, ce bine, ce veste minunată. Se pregătește tot acasă, abia așteaptă să vină, pune, aranjează lumânări, tot ce trebuie, o baie caldă cu spumă sau știu ce, o cameră de masaj, mângâieri, că de mult așteptau momentul, dar el fuge, rupe în fugă o mănunchi de trandafir de unde găsește,
vine acasă Valvârtești, ea între timp vine vecina la ușă să-i dea nu știu ce budincă sau oala care a împruntat-o azi noapte și începe să vorbească cu ea tot felul de prostii și aiureli și începe să se contreze cu ea și începe să se să se enerveze. Și ce produce ea în acel moment? În loc să fie o discuție care să producă oxitocina, produce o discuție care determină prolactina, stoparea, saturația vis-a-vis de acel lucru. Și când vine el acasă, super, tot îmbujorat, plin de testosteron și de celelalte, ea îl primește cu prolactina, saturată, nici nu vrea să audă, respingere totală. De ce? Pentru că noi, ființa respectivă, am dat curs unui biologic inferior. Nu am ținut de acel biologic care, de fapt, ne-l doream foarte mult. Și vine că începe tigaia, mătura, și aduce aminte de acum 3 ani ce mi-ai făcut, de acum un an când ți-am zis nu știu ce, discuții, și după ce, așa, tot a doua zi, a treia zi, stau amândoi și zic că, mă, da, ți-aduce aminte că noi, de fapt, vroiam cu totul altceva să facem ieri alaltă. Ce s-a petrecut de nu am reușit? Ce s-a petrecut? Noi nu am dat atenție acestui biologic, noi nu am reușit să ne situăm deasupra acestui biologic, astfel încât poate să vină și vecina vecinei și vecina nu știu care, să ne zică nu știu ce. Nu mă interesează, eu sunt într-un biologic, ca să spunem așa, care este corelat cu starea mea emoțională și mentală, astfel încât eu să fiu deasupra la acest lucru și să-mi permit ca relația mea să meargă în continuare și, cum zic, natura ființei mele să meargă în continuare în ceea ce noi vrem. Pentru că un lucru care e foarte important, apropo de faptul că noi aici suntem la capitolul femei, și astea sunt produsele pe care noi le considerăm că sunt foarte bune și importante pentru a ajuta acest biologic să o ia într-o direcție ascendentă și nu într-una descendentă, este ca ea să înceapă să conștientizeze, să sesizeze natura ființei sale în diverse momente. Și dacă ea începe să fie atent, mă, uite, aici a fost așa, aici a fost așa, aici a fost așa, ok. Acum, cu câteva noțiuni care știți despre bine, v-am spus un mic începutul A-ului. Da? Nu am ajuns nici măcar la litera B, la ce deja este și mai aici. Dar chiar și cu atât, luând aceste plante, intenția noastră este să ajutăm ca această reglare, această balanță hormonală să se păstreze într-o continuitate ascendentă. Pentru că una din problemele, să o luăm așa, una din problemele, să zic așa, a misterului feminin, a feminității, este inconsecvența sau neconstanța. De ce? Pentru că natura feminină, fiind foarte emoțională, ea ia forma vasului în care o pui. Cu alte cuvinte, acum este într-o sferă, da? L-am pus într-un bol de la ca o sferă și ea are anumită stare. Dar vine vecina și schimbă forma și o pune într-una colțuroasă, triunghiulară. După care vine nu știu care și pune o altă formă, se face pătrată, după care se face toate formele. E, această inconstanță este dat de faptul că noi nu păstrăm linia din punct, pentru că nu ne controlăm, nu suntem conștienți de emoțiile respective, noi nu ne păstrăm linia care ar trebui să rămânem cu o anumită constanță în demersul pe care noi, de fapt, ne l-am propus și pe care l-am început. Este foarte important acest lucru. Ceea ce fac aceste plântuțe, pe care le-am pus, de exemplu, în ciocolata pentru femei, este extraordinar. Am pus acum niște plântuțe, vă spun, numai și aia dacă ați lua-o, zilnic, și ar fi minunat. Dacă mai luăm și graviola și mai luăm și ăsta, slimul, care nu este făcut, să știți că el nu a fost construit doar ca să slăbiți cu el. El a fost construit pentru mult mai multe lucruri, dar unul din ele este acesta. Cu ajutorul acestor plante, ce fac de fapt aceste plante?
vin și prin structura lor biochimică acționează asupra acestor hormoni de care vă spuneam și îi menține în parametri încât să nu o ia în toate direcțiile și să, când vine el acasă, să fiți în continuare radioasă, bucuroasă și să fiți cu brațele deschise, din punct de vedere biochimic, asta fac. Din punct de vedere informațional, structural, subtil, ceea ce fac ele este să vină și să modifice calitatea. Asta este foarte important. Ceea ce fac, de fapt, aceste plante este să modifice calitatea respectivă. Vă modifică calitatea percepției, cu alte cuvinte, ajută ca percepția vis-a-vis de emoțiile pe care le aveți să se realizeze într-un mod mai conștient, ajută ca percepția respectivă să poată fi controlată, astfel încât, prin intermediul voinței, să puteți să o direcționați acolo unde vreți sau să o mențineți acolo unde vreți. E ca și cum vine vecina, vă spune toate bălăcăriile și noastră... i-aș da, nu știu cum, acum parcă îmi vine să... Și ziceți, nu. De ce să aleg josul când eu pot să-l aleg susul? Dar ca să puteți să faceți această alegere, vă trebuie o anumită, sau mai bine zis, este necesară o anumită calitate, o anumită finețe a percepției noastre și a îngrenării pe care o aveți. Și atunci se produce, în ezoterism se numește fenomenul de sublimare. Ce înseamnă sublimare? Un element care se ia de acolo de unde este și se duce mai sus. Cu alte cuvinte, ceea ce fac aceste plante este ca în fiecare moment, de fiecare dată când le luați și pe o anumită perioadă de timp, pe parcursul zilei, că ele își fac efectul în timp, este să vă confere această calitate, această capacitate, această caracteristică de a aduce acest fenomen de sublimare, de fapt, de a eleva percepția noastră și demersul pe care îl faceți. Cu alte cuvinte, vă dă o mână de ajutor. Și vă, când noastră vă vine deja să intrați cu totul în vecina și să dați curs acele energii, pentru că aveți acest suport datorită structurii plantelor foarte complexe, aveți acest suport care vă zice, da, eu pot și altfel. Și vă ajută să vedeți și vă ajută să mergeți. Și atunci e primul pas în care ieșim din biologicul care ne condamnă. Pentru că vă spun, chiar ne condamnă dacă nu ieșim din el. Facem un prim pas. Nu este suficient. E ca și cum deocamdată am amânat biologicul. Dar luăm în continuare și ne mai face un pas. Și mai luăm în continuare și ne mai face un pas. Și vă spun asta pentru că, de exemplu, am observat. Veneau femei cu probleme de ciclu menstrual sau cu probleme de tiroid. Că aici se reflectă foarte ușor sau se vede foarte ușor acest, de fapt, dezechilibru la nivel hormonal care, de fapt, exprimă un demers al biologicului. Luau tratament cu plăntuțe. Aici eu aș fi pus și ciuperca tibetană, de exemplu, care este extraordinar de bună. Luau plăntuțe care se adresau din această perspectivă și ce îmi spuneau după ce luau o perioadă de timp? Pe lângă faptul că se reglau problemele respective hormonale cu ciclul menstrual sau cu hormonii tiroidieni, îmi spuneau că au devenit parcă mai conștientă de feminitatea mea. Și chiar o să facem la un moment dat, o să vedem, e un proiect în care să facem inclusiv niște produse pentru perioade de vârstă ale femeilor și perioade de vârstă ale bărbaților. Pentru că una e femeia la până în 12 ani când începe menstruația, una este femeia dintre 12 ani și 18 ani sau 17 ani când începe viața amoroasă, una este femeia până la menopauză și premenopauză, una este femeia în menopauză.
De aceea, aceștia, de fapt, sunt niște mari jaloane, că ele pot fi împărțite și mai puțin, de modificări ale balanței hormonale. Pentru că este o anumită balanță, după care e altă balanță hormonală, după care este altă balanță hormonală când intră femeia la menopauză. Și o să vedem, poate cu ajutorul Bunului Dumnezeu o să realizăm chiar și acest lucru. Dar ceea ce avem noi acum se adresează acestor perioade. Cu alte cuvinte, ceea ce face este să vă ducă în perioada în care sunteți acum să vă iasă din biologie, să vă ajute să treziți această calitate a conștientizării asupra voastră. Evident că ajută inclusiv probleme din punct de vedere fizic, dismenorei sau amenorei, chisturi, fibroame, noduli la sâni, noduli la nivelul tiroidei și multe altele, dar ajută inclusiv din această perspectivă a ieșirii din biologicului care ne condamnă să ne purtăm urât când am vrea să ne purtăm bine, să avem anumite reacții pe care după aceea ne duce și zice, știi, n-am vrut, îmi pare rău, nu știu ce m-a apucat de multe ori. Regret că ți-am spus asta sau regret că ți-am făcut asta, dar efectiv nu știu ce m-a apucat, că eu de fapt că am vrut să te primesc cu brațele deschise, dar atunci s-a nimerit sau tu te-ai nimerit când nu trebuia. Nu, noi nu ne-am nimerit când nu trebuia, ci pur și simplu nu am avut această abilitate a percepției, această capacitate a conștiinței de a sublima energia respectivă în ceva superior, de a trece de pe un nivel pe un nivel superior. Și asta fac aceste plante, de fapt. Ajută ca femeia să devină mai feminină. Ajută ca femeia să devină un potențial pe care să-l puteți controla și pe care să-l puneți, de fapt, în slujba vieții pe care o aveți. Că asta este cel mai important. Să vă folosiți feminitatea, să vă folosiți toate cele lucruri extraordinare pe care le aveți în noastră, că cămara e plină acolo, să folosiți în ceea ce noastră aveți nevoie. Pentru că dacă această feminitate nu este controlată, ea vă joacă, cum s-ar zice. Și de foarte multe ori trăiți anumite lucruri sau intrați în anumite situații pe care după aceea le regretați profund și nu știți de ce am făcut aia. Că eu de fapt am făcut altceva. Ați făcut pentru că nu ați ieșit din acest biologic. Ați făcut pentru că ați rămas pe panta respectivă. Ceea ce fac aceste plante atunci când le luați este, pe lângă rezolvarea problemelor, cum spuneam, fizice, de sănătate, este să vă eleveze structura, să vă aducă, să secrete în organismul nostru acei hormoni de care aveți nevoie și în cantitatea în care aveți nevoie ca să ducă mai sus și mai sus. Este, de fapt, un proces de sublimare. Este un proces de trezire a femeii interioare și prin această trezire ea întotdeauna este dublată de o trezire a atenției, a conștientizării, a conștiinței care, de fapt, ce face? Duce mai sus, duce mai sus, duce mai sus. Și astfel, capacitatea noastră de a conștientiza și de a folosi, mai bine spus, ceea ce noastră aveți în traist, în desagă sau în cămara noastră, crește foarte mult. E ca și cum noastră veniți, aveți o cămară plină cu tot felul de bunătățuri și noastră nu folosiți decât 3 lucruri de pe primul raft și de fiecare dată aceleași 3 lucruri de pe primul raft, că biologicul atâta vă permite, conform structurii noastre. Când la noastră cămara este plină și cel de lângă noastră abia așteaptă să se bucure de toate acele lucruri care le aveți în cămară și chiar sunt bărbați care am întâlnit, au anumită intuiție și spun, da, dar tu ești și așa, dar tu ești așa. Și a zice, da, și eu simt că sunt așa, dar nu știu, zice, când sunt cu tine, manifest cu totul altceva. Sau în anumite momente și eu aș vrea să-ți dau dulceața aia de cireșe amare fără zahăr. Dar se nimerește că iau tot borcanul ăla de castraveți acri și murați și ți-i dau pe aia. De ce? Pentru că noi nu, refer partea feminină, când nu-și trezește această parte feminină, când nu-și o conștientizează, dă ce vine la mână, cum s-ar zice. Nu alege. În momentul în care luăm aceste plântuțe, de fapt, se produce acest fenomen de sublimare prin structura lor informațională, care este foarte puternică, se produce acest fenomen de sublimare prin care ne elevează capacitatea de a conștientiza feminitatea. Ce face? Ne ajută să decidem ce borcan să luăm și să îl dăm. Nu luăm la nimereală ce prindem acolo, acripturile alea.
ci luăm exact ceea ce știm că trebuie în acel moment, pentru că femeia, prin intuiția ei, atunci când este trezită și controlată, ea știe în fiecare moment exact ce trebuie ca să fie perfect. Exact ce trebuie ca să fie perfect. Și vă spun, nu pleacă de lângă piciorul noastră cel care îl hrăniți în fiecare zi cu aceste bunătăți. N-aveți nevoie, n-are unde, n-aveți de ce să faceți griji, pentru că el este în fiecare zi împreaplinit, ca să spunem așa. Pentru că noastră aveți totul. Asta e o diferență între bărbat și femeie. Bărbatul trebuie să-și umple cămara, femeia o are plină. Problema la ea este ce alege din cămară. Asta este marea problemă a femeii. Ea nu știe ce să aleagă. Și chiar când știe ce se aleagă, de multe ori nu reușește să aleagă acel lucru. De ce? Pentru că, repet, biologicul o face să întindă mâna și să ia ce apucă. Sublimarea, fenomenul de conștientizare, trezire, în anumită măsură, a feminității, de fapt asta face. Ne ajută să alegem noi ce vrem, să-i dăm celuilalt ca el să fie împlinit. Plăntuțile astea, asta fac. Vă ajută exact în acest proces, care este un proces, vă spun, extraordinar. Și măsura în care o să aveți curiozitatea, chiar vă provoc în această privință, să aveți această curiozitate de a folosi aceste substanțe din plante și să crește această capacitate de conștientizare, de trezire a femeii care sunteți și să vedeți după aceea, în primul rând, cum vă simțiți voi, femeile, dar să vedeți după aceea ce reacție are bărbatul de lângă voi. Vă spun, este absolut uimitor și copleșitor. Când ai lângă tine o femeie care în fiecare zi alege în mod conștient ce să-ți ofere. Și nu este supusă unui biologic în care vă dă ce prinde la mână. Sau ce merge pe bandă. Asta face, ca să spun așa, procesul de sublimare și de conștientizare. Și acest proces de sublimare și de conștientizare este ajutat, ca să spunem, extraordinar de mult. Evident că noi, de exemplu, asociem acestea atunci când există această pozitate, inclusiv cu niște exerciții. Și chiar facem la clinică aceste exerciții de a ajuta ființa în acest proces de sublimare, de conștientizare, astfel încât să dublăm efectul acestor plântuțe. Pentru că ele, vă spun, doar ele, luându-le, o să vedeți cum e. O să vedeți cum se modifică calitatea feminină. Chiar se modifică. Pentru că în acel moment se trezește feminitatea, se conștientizează și se folosește cu adevărat la capacitatea maximă. Vă mulțumesc pentru prima parte a acestei conferințe și dăm legătura în continuare în același studio, lângă mine aici. Stați așa să văd dacă pot să vă arăt ce mi-a desenat Emil. Se vede? Se vede? În timp ce vorbeam despre acest fenomen de polarizare și de... Un doctor, l-ai tot din casă? Tot. Când e vorba de noi doi, tot. Deci v-a desenat o inimioară de bărbat și una de femeie, îndrăgostite sub efectul fenil-etilaminei, ca să spun așa. Vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem într-un curând. Emil, ai legătura?